Dincolo de aceste aspecte legate de reducerea birocrației, cred că indiferent cine va veni la guvernare, un viitor guvern, o viitoare majoritate, dacă vrea să aplice un program de guvernare eficient, are neapărat nevoie, din punctul meu de vedere, să treacă în primul rând sau să înceapă cu un proces de reașezare, de reformare a administrației publice.